Pentru voi, Tauri, este un moment foarte important. Evident, este soarele încă la voi în zodie. Conjuncția minunată, unicată în viață, este în ograda voastră. Este momentul de lună plină pe axa Taur-Scorpion. Deci clar că sunteți vedete în continuare. Și o să mai fiți vedete așa multă vreme de acum încolo, poate chiar vreo lună. Pentru că nu s-au terminat marile evenimente, să vedeți luna mai ce interesantă o să fie. Dar ceea ce vă marchează pe voi acum este o voce interioară. Păi, voi parcă auziți un bâzâit în ureche. Pentru unii poate chiar este un bâzâit fizic, poate aveți un țiuit de la în ureche care vă atenționează ceva. În unele cazuri, să vă opriți dintr-o activitate, hai să zicem, păguboasă, din care nu aveți nimic de câștigat. Gen, sunteți într-o afacere, activitate, într-un tandem inegal. Tandem, sunteți doi oameni legați la aceeași căruță, dar nu este egalitate acolo. Unul trage chiulul, pe când celălalt trage căruța. Poate fi și un astfel de moment de trezire la realitate, poate vă arată luna plină, a lovesc că tovarășul ăsta cu care tu împarți căruța nu trage la fel. Nu cumva tu dai totul, nu cumva tu faci risipă de energie și de resurse, iar el doar se dă mare, cum că e pe acolo. Și de asta ar putea unii să schimbați foaia într-o astfel de relație, indiferent de relație, de afaceri, de parteneriat, de asociere, de cuplu. Stop, o să ziceți voi. Ia mai vino și tu alături de mine. Dacă nu, la revedere. Îmi văd de drum independent. Mulți veți porni pe căi independente. Chiar dacă asta înseamnă o despărțire, pentru că nu mai suportați să fiți folosit, să fiți înhămat la căruță, să fiți doar un taur de povară pe când celălalt ce face. Și de asta spun că eu țiuitul ăsta în ureche. Ascultați-vă un pic intuiția în perioada asta. Vin niște semnale cu privire la alți oameni, la niște drumuri pe care mergeți, la niște decizii pe care le-ați luat, nu cumva trebuie reconfigurate, nu cumva trebuie să le priviți dintr-un alt unghi decât înainte. Mercur se oprește de retrogradare și este într-un sector al intuiției, al vocii interioare și de aia, până acum poate ați văzut lucrurile dintr-un unghi, dar v-a arătat Mercur că se poate privi și din alt unghi și de aia unii schimbați foaia. Și probabil așteptați o lună plină pe axa voastră ca să vă duceți cu mai mult curaj la cineva și să-i spuneți, ori, ori, energia unei luni pline în Scorpion, asta este, ori, ori. Ori ca mine, ori la revedere, ori la bar, ori la spital. E da sau e ba. Nu mai merge cu joc de idei. Ba da, ba nu, las că vedem noi. Nu vă mai poate duce nimeni cu vorba. Și vreți egalitate, vreți echitate, vreți participare 50-50 într-o activitate. Ce-o fi ea acolo? Că poate unii chiar ați simțit acest sentiment că sunteți singuri, singuri într-o relație, singuri într-o afacere, singuri la căruța aia, deși trebuiau să fie doi. Puterea lui doi este foarte importantă. Doi, doi, pereche, tandem, eu și tu, eu pe un taler, tu pe un taler. Pentru că ce înseamnă Scorpionul la urma urmei pentru voi? Zona unei alte entități, să zicem așa, cu care aveți un contract. Contract sufletesc, contract conjugal, contract de muncă, contract de servicii. Voi dați un ban și ăla face niște servicii, voi participați și ăla participă și el. Două lucruri față în față. Eu și tu, nu? Dacă eu dau cât dau și tu dai cu țărâita, asta nu înseamnă colaborare, asta înseamnă parazitare sau transformarea unuia în slujbașul celuilalt. Și de-aia multe contracte se zguduie în perioada asta, inclusiv în ceea ce înseamnă contractul vostru cu o companie. Vă rupeți de la compania de telefonie pentru că nu și-a respectat condițiile contractuale. Se vorbește de condiții contractuale, se scot la iveală și unde nu vă convine, clar că veți avea ceva de spus. Sau ideal ar fi să aveți ceva de spus, să vă cereți drepturile și dacă nu sunt respectate, adio și n-am cuvinte.